Vă salut, stimați prieteni! Sper că se vede și se aude bine. Am un nou mesaj pe care vreau să-l transmit, o nouă invitație la meditație, o nouă rundă de a gândi cu creierul, nu cu fundul, o nouă rundă de a ne pune în mișcare rațiunea. Este bine cunoscut că de la începutul acestui război pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina pe 24 februarie, s-au activat absolut toți agenții Kremlinului, absolut toți agenții Federației Ruse din toate colțurile lumii. Fac o scurtă trecere în revistă, o scurtă reamintire. Atunci când toată Europa și de fapt toate țările lumii conveneau asupra aplicării sancțiunilor față de Federația Rusă, în legătură cu faptul că Rusia și-a permis să anexeze bucăți de teritoriu din Ucraina și să atace, să provoace un război în Ucraina, Germania, Italia și Ungaria șovăiau. Spuneau că nu prea vor să aplice sancțiuni, că nu e prea bine, să căutăm o altă soluție. Și doar după ce au intervenit diplomatic celelalte state europene și Statele Unite ale Americii, Germania, Italia și Ungaria au cedat. Cu alte cuvinte, rușii au oameni în cele mai înalte foruri internaționale. În timp ce Germania promovează și bagă pe gâtul celorlalte țări europene acest Green Deal, panouri fotovoltaice, energie eoliană care nu este tocmai fiabilă la ora actuală, abia peste 15-20 de ani vă veți răscumpăra investiția, Germania nu face același lucru. Adică una spune, dar alta face. Germania își construia un gazoduct cât mai mare posibil din Federația Rusă, Nord Stream 2. Adică legătura tainică dintre Germania și Federația Rusă și respectiv Rusia și Germania a fost una în continuă mișcare, în continuă creștere. Chiar dacă propaganda rusă a lui Putin spune că ei luptă cu fasciștii, că l-au învins pe Hitler cu Germania lui fascistă, greșesc ei pentru că Germania a fost nazistă, nu fascistă, dar sună mai bine în limba rusă să spui fascist decât nazist. Sună mai agresiv așa, mai urât parcă. Și de asta folosesc această sintagmă, fără să intre prea mult în esența ei. Pe de altă parte, au niște relații economice extraordinar de bune și prospere cu Germania. Straniu, nu-i așa? Se întâmplă că statele care au fost parte a Uniunii Sovietice cumpărau și cumpără gaz la un preț mult mai scump decât statele care au agresat Uniunea Sovietică și de care s-a apărat Uniunea Sovietică. Spre exemplu, Germania. Ei bine, în Republica Moldova avem foarte multe fundații germane, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, care ponegresc imaginea acestor oameni care au fost buni creștini, buni familiști și cu adevărat europeni, nu ceea ce promovează astăzi anumiți politicieni din Germania. Aceste partide finanțează anumiți politicieni din Republica Moldova. Aceste fundații dau bani pentru tot soiul de activiști, tot soiul de partii, de traininguri, cu alte cuvinte, instrumente moderne de spălare a banilor. Printre ei se numără, bineînțeles, și foarte mulți oameni de la PAS. Am spus despre acest lucru că actuala putere de la Chișinău, actualul partid de guvernământ PAS, este compus pe jumătate din oameni, cum se cade, bine intenționați, care chiar vor să facă lucruri bune, și cealaltă jumătate sunt foștii colegi al lui Vladimir Filat, care au participat nemijlocit și sunt complici la furtul miliardului, la devalizarea sistemului bancar și, bineînțeles, la vinderea, sau mai bine zis, concesionarea aeroportului Chișinău către oligarhul fugar Ilan Șor. Iată că nu doar complicii oligarhilor sunt în PAS, dar sunt și oameni fideli apropiați Federației Ruse. În 1992 s-a întâmplat exact ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Sub pretextul genocidului, sub pretextul fascismului, sub pretextul sperietorilor pe care le-a manipulat întotdeauna Federația Rusă, ei au trimis aici o armată, a 14-a, în frunte cu generalul Alexander Lebed, care a ocupat 11% din teritoriul național al Republicii Moldova. De atunci și până acum, diferiți politicieni au dat diferite aprecieri ale acelor evenimente.
chiar dacă Republica Moldova are o denumire oficială a acestui război. Acest război se numește Războiul pentru apărarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova. De atunci și până acum, Rusia a insistat mereu să spună că în 92 a fost un război civil, a fost un genocid pe care l-a făcut Republica Moldova în raport cu proprii săi cetățeni, iar trupele Federației Ruse sunt venite aici ca și cum pentru o misiune de pacificare. De fapt, au făcut exact același lucru pe care îl fac astăzi în Ucraina. Noi, unioniștii, am spus constant și continuu acest lucru și de fiecare dată, pe 2 martie, ziua în care a fost marcat începutul acestui război în Republica Moldova, eram prezenți în fața ambasadei Federației Ruse și ceream oficialilor Republicii Moldova să insiste asupra evacuării trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, diversi politicieni au neglijat acest subiect și au bătut chiar joc de populația Republicii Moldova în campania electorală când am mers în iulie anului trecut către aceste puncte, așa zise puncte de frontieră internă ale Republicii Moldova cu această zonă nerecunoscută, ocupată, autoproclamată Transnistria. Ei își băteau joc de noi prin presa lor de propagandă și spuneau: lăsați-ne, domnilor unioniști, lăsați-ne, domnule Bilețchi, cu spiritorele, cu tancurile rusești, lăsați-ne. Iată că abia acum, dar nici acum, când se întâmplă un război în Ucraina, mintea lor și conștiința lor națională nu revine în cap, nu revine în creier și continuă să manipuleze opinia publică. Anul trecut, domnul ministru de externe de la PAS, colegul doamnei Maia Sandu, a spus că în 92 am avut un război civil. Oh, au sărit veteranii ca arși. Au sărit veteranii care s-au înscris voluntar să apere Republica Moldova, fiind, bineînțeles, simțindu-se trădați, călcați în picioare. Atunci domnul Nicu Popescu a spus că a fost o gafă. Vreau să vă arăt, haideți să revenim la aceste subiecte. Iată, în 2019, Nicu Popescu spune că regretă gafa pe care a comis-o, și anume sintagma război civil nu a fost una tocmai potrivită. Iată-l pe acest Nicu Popescu, deocamdată ministru de externe al Republicii Moldova. Acest Nicu Popescu a ținut să-și ceară scuze foarte rapid, dar nu a corectat greșeala pe care a făcut-o. Însă Dodon, care se știe bine că este omul lui Putin delegat la Chișinău să-i reprezinte interesele, a ținut repejor și la Fuguța să-l laude și să-l aprecieze. Iată așa. Igor Dodon l-a lăudat pe Nicu Popescu, care a spus că războiul ruso-moldovenesc a fost civil. Este o poziție echilibrată. Cu alte cuvinte, Rusia i-a mulțumit indirect lui Popescu pentru faptul că pledează pentru exact aceeași viziune pe care o împinge Federația Rusă. A mai trecut ceva timp, credeam că domnul Popescu, după ce și-a cerut scuze, a înțeles gafa pe care a comis-o și se va corecta, dar nu a fost să fie. Acum, recent, înainte de război, a efectuat o vizită în Federația Rusă, unde s-a întâlnit cu oficiali de rang înalți de prin anturajul lui Putin, și știți ce a spus acolo? A spus că moldovenii nu vor unirea și el pledează pentru independență. S-a lăudat că moldovenii nu ar vrea unirea, deși nu există niciun referendum și nicio întrebare pusă oficial în acest sens. Iar toate sondajele, atât cele făcute în mod intern din Moldova, cât și cele externe, rusești, americane și toate celelalte, arată că o majoritate covârșitoare a populației Republicii Moldova este în favoarea unirii cu România sau mai mult în favoarea decât împotriva unirii Republicii Moldova cu România. Mai mult decât atât, peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova, suntem în total vreo 3 milioane, dețin deja cetățenia României. Se obține cam greu, asta ar fi problema, pentru că trebuie să stai în rând cam 3-4 ani și trebuie să ai niște bani în buzunar ca să poți obține statutul de cetățean al României, statut pe care l-am pierdut fără voia noastră, atunci când prin pactul Ribbentrop și Molotov, care confirmă de altfel colaborarea dintre Hitler și Stalin, am fost deposedați fără voia noastră de calitatea de cetățeni români.
ne-au prefăcut într-un fel de moldoveniști proruși. Nicu Popescu se laudă la Moscova că moldovenii nu vor unirea și că el este pentru independență. Am filmat și un clip video despre acest lucru în care l-am criticat și l-am făcut cu ou și oțet pe acest Nicu Popescu. Asta a fost pe 19 noiembrie 2021. Recent, cu câteva luni, cu 3-4 luni înainte să izbucnească războiul din Ucraina. Epopeea noastră a trădătorilor, a falșilor prieteni, nu se încheie aici. Recent, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a declarat că teritoriul așa zisei Transnistrii este nimic altceva decât un teritoriu ocupat de Federația Rusă. Cam târziu, cam peste vreo 30 de ani după ce s-a întâmplat acest lucru, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Ei bine, trimișii noștri acolo s-au abținut de la vot. Domnii socialiști de la Partidul Socialiștilor, partid care militează și a militat întotdeauna pentru Federația Rusă și pentru Putin, nu au votat, s-au abținut de la vot. Iar atunci când au venit înapoi în Moldova, au spus că au avut probleme tehnice și de asta nu au putut să-și exprime votul. Și chiar cu aceste probleme tehnice, au făcut o conferință de presă la Chișinău în care au spus că nu este bună decizia și este una pripită. Cu alte cuvinte, este clară poziția lor că nu ar fi votat pentru și nu ar fi susținut ca acest teritoriu să fie declarat ocupat de Federația Rusă, de fapt așa și este, și ca Rusia să fie exclusă din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Rusia trebuie izolată de tot restul lumii civilizate, astfel încât cetățenii ruși să iasă în stradă și să dea jos acest regim odios, dictatorial pe care Putin l-a instaurat în Federația Rusă. Ai noștri, nu doar socialiști, nu doar cei vânduți lui Putin, dar și ai noștri pro-europeni, doamna Natalia Davidovici, nu a putut vota. Iată-o pe Natalia Davidovici și aici vreau să fac câteva precizări. Această Natalia Davidovici a activat până să ajungă consilier prezidențial al Maiei Sandu și până să ne spună că a avut defecțiuni tehnice, de asta nu a putut vota. Dar mai apoi a spus că totuși este o decizie pripită. Cu alte cuvinte, nu ar fi susținut acest vot, chiar dacă ne arată și spune că ar fi trimis un e-mail cerând să-i fie recunoscut votul pentru. Dar tot ea recunoaște că știe că acest lucru este imposibil. Nu poți să-ți exprimi votul prin e-mail sau prin solicitări de asemenea fel. Trebuie să te conectezi și să aplici votul. Uitați-vă cum se întâmplă că tocmai socialiștii și doamna Davidovici de la PAS au defecțiuni tehnice. Toate celelalte state ale lumii, toți ceilalți delegați din partea Republicii Moldova nu au avut asemenea probleme, iar Natalia Davidovici, care este rusoaică, a avut asemenea probleme tehnice. Natalia Davidovici nu este la primul caz de asemenea fel. Dumneaei recidivează și vreau să vă spun că Natalia Davidovici a activat la presa de propagandă care se numește TV8, iar anterior se numea TV7, proprietar al căruia era Kiril Lucinski, fiul unui președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, apropiat al lui Vladimir Putin. Da, da, Petru Lucinski s-a lăudat că Putin i-a făcut cadou o vilă în cel mai scump și în cel mai luxos cartier din Moscova și că de acolo ar avea bani pentru partid, de presă și politică. Fiul lui a fost deputat împreună cu Vladimir Filat, fostul prim-ministru condamnat pentru acte de corupție. Fostul prim-ministru, cu ajutorul căruia, împreună cu Platon, riderul numărul 1 din CSI, au fost spălați peste 20 de miliarde de dolari SUA murdari din Federația Rusă, adică prin Republica Moldova și prin băncile pe care le controlau aceștia. Șor, Filat, Platon și Lucinski împreună dețineau anumite posturi de televiziune. La unul dintre aceste posturi de televiziune, TV7, actualul TV8, activa în funcție de director doamna Natalia Davidovici. Acolo, la acea televiziune, s-au făcut mai multe reportaje și emisiuni manipulatorii care promovau poziția Rusiei în Republica Moldova, susținând separatismul teritorial și implicit Transnistria. Pentru acest lucru, doamna Davidovici și postul pe care îl conducea atunci TV7 a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului cu amendă. Am spus despre acest lucru în timpul campaniei electorale și am cerut ca doamna Davidovici să fie exclusă din listă
pentru că este un agent al serviciilor rusești, un agent al Kremlinului, un agent al lui Putin în Republica Moldova. Iată că astăzi s-a confirmat. Dumnezeu a avut probleme tehnice și nu a putut să voteze Mititica. Toți ceilalți au putut, tocmai Davidovici, care este omul rușilor, n-a putut. Popșoi, tot de la PAS, a putut vota. Davidovici, nu. Tot Davidovici a fost cea care a declarat că unirea Republicii Moldova cu România a însemnat, de fapt, ocupația Moldovei de către România. Poziție susținută plenar doar de Federația Rusă. Știm prea bine că unirea Republicii Moldova cu România sau unirea Basarabiei cu România s-a făcut în baza unui proces democratic, a unui vot în sfatul țării, for reprezentativ în care au fost delegați din toate localitățile Basarabiei de atunci. La acea etapă în Europa nu existau alegeri, nu exista democrația așa cum o cunoaștem astăzi. Dar întreaga comunitate europeană, până și Rusia de atunci, a recunoscut că sfatul țării este un for democratic și reprezentativ. Tocmai de asta, actul unirii de la 1918 a fost recunoscut internațional. Davidovici nu-l recunoaște. Davidovici spune că a fost ocupația Moldovei de către români. Nu ne miră atunci de ce Davidovici și Popescu spun că a fost război civil în 92, în loc să spună că a fost o agresiune armată a Federației Ruse care a ocupat 11% din teritoriul Republicii Moldova, nu ne miră atunci de ce Popescu spune la Moscova că moldovenii nu vor unire. Dar dumneavoastră i-ați întrebat, domnule Popescu, atunci când vorbiți asemenea lucruri, faceți trimitere la un document legal sau la o chestiune subiectivă, că așa vi se pare dumneavoastră? De când vă asumați dumneavoastră propria poziție să o exprimați ca pe o poziție oficială de stat? Aveți cumva un document juridic pe care vă bazați atunci când vorbiți asemenea inepții? Tot acum, când toată lumea civilizată aplică sancțiuni Federației Rusiei pentru a o penaliza pentru războiul pe care îl desfășoară în Ucraina, pentru faptul că omoară copii, mame, bătrâni, bombardând blocuri locative, case, spitale, grădinițe, domnul Popescu spune că este complicat și nu putem să aplicăm sancțiuni Federației Ruse. Iarăși Popescu, deciziile privind impunerea unor sancțiuni contra Federației Ruse nu sunt simple. Păi, normal că nu sunt simple atunci când ai anumite aranjamente și anumite obligații, anumite polițe de plătit și de făcut în raport cu Federația Rusă și cu Putin. Normal că atunci când ești servil, umil și ai anumite aranjamente la Moscova, nu poți să aplici sancțiuni pentru că nu poți să muști mâna care te hrănește. În același timp, atenție, ministrul nostru de externe al Republicii Moldova, cu mult curaj și demnitate, spune că decizia parlamentarilor adunării parlamentare a Consiliului Europei, Consiliul Europei, toată Europa spune că Transnistria este ocupată de Rusia, Popescu spune că asta e o decizie politică, îi privește pe ei. Asta e punctul lor de vedere. Ați înțeles? Pe lângă Dodon, pe lângă Voronin, pe lângă cei pe care îi cunoaștem pe față că sunt oamenii rușilor în Republica Moldova, că sunt oamenii lui Putin, sunt agenții Kremlinului de influență aici, avem și prietenii falși, prefăcuți în falși pro-europeni, mincinoși și ticăloși, care au mințit populația Republicii Moldova, au reușit să obțină încrederea și votul unioniștilor și a pro-europenilor, pentru ca mai apoi să facă interesele Moscovei și a lui Putin la Chișinău. Ia uitați-vă ce spune Popescu. Este o opinie politică a parlamentarilor care reprezintă statele Consiliului Europei. Declarațiile ministrului de externe după ce APCI a recunoscut că Rusia a ocupat regiunea transnistreană. De obicei, atunci când spunem că este o opinie politică, ne referim la faptul că este un punct de vedere separat, că este un punct de vedere de criticat. Nu este unul tocmai echilibrat, corect și imparțial. În loc să laude această decizie, în loc să sprijine integritatea teritorială a Republicii Moldova, în loc să spună lucrurilor pe nume, Popescu pupă umil în genunchi pantofii lui Putin și spune că da, asta așa au decis statele europene. Noi nu avem treabă cu asta. Ați înțeles ce fel de ministru pro-european de externe avem noi?
Iar portalurile lor de știri, Unimedia, pe care a cumpărat-o Filat cu peste 1 milion de euro, și există dovezi clare în acest sens, tot Filat, tot cel care a dus Moldova Gaz, principala companie furnizoare de gaz de Republica Moldova, pe timpul lui Filat a ajuns în brațele Rusiei, uitați-vă cine scrie Unimedia. Rusia a declanșat procedura ieșirii din Consiliul Europei. Rusia se retrage din Consiliul Europei. Ați înțeles, prieteni? Adică noi, o lume întreagă, știm că Rusia a fost alungată cu șuturi în fund. Rusia i s-a spus clar în plenul Europei. Rusia e din... Iar presa noastră vândută spune că Rusia s-a retras. Ați înțeles? Adică nu a fost alungată, ci Rusia s-a retras. Exact această propagandă o spune Putin la televiziunile lui de propagandă din Federația Rusă, că nu ne-au dat afară ei. Noi am plecat de la ei. Ați înțeles? Iată, asta este presa noastră care își spune pro-european. Și nu se termină aici. Recent, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a declarat că toți cetățenii care sunt ruși și care se simt cumva discriminați, atacați, îmbrânciți, sunt în drept să denunțe aceste fapte la Ambasada Federației Ruse și ele vor fi toate examinate și se vor întreprinde cele mai ferme acțiuni pentru a le contracara. Acest lucru se întâmplă exact după ce am văzut declarațiile propagandiștilor lui Putin, care au spus că Ucraina este abia începutul, urmează și alte state. Nu ne vom opri la Ucraina, spunea domnul Soloviov, principalul propagandon al Federației Ruse. Iată ce a scris Federația Rusă. Cei care se simt discriminați pot să se plângă la sosmoldova@ron.mail.ru. Le-am scris și eu un mesaj în acest sens. I-am trimis în origini, ca să le fie foarte clar. Dar obiectivul este de fapt altul. Obiectivul principal este al Federației Ruse să demonstreze sau să obțină un pretext, precum că în Republica Moldova ar fi persecutați etnicii ruși, precum că în Moldova cineva și-ar bate joc de ruși, pentru a avea un pretext și un motiv de a interveni militar și în Republica Moldova. Știm prea bine că Rusia vrea să facă acest lucru. Știm prea bine că Rusia așteaptă de mult timp să facă acest lucru. Și nu este prima încercare. Prima încercare a fost făcută la Bălți, atunci când pe automobilul unui cetățean din Bălți, zonă în care sunt foarte mulți vorbitori de limbă rusă, au lipit litera Z pe parbrizul unui automobil, provocând astfel opinia publică. N-au reușit. Au încercat în Găgăuzia, la fel unde sunt foarte mulți vorbitori de limbă rusă, etnici ruși. Un oarecare lider local a filmat un clip video și a spus că: domnule Putin, veniți, vă așteptăm, eliberați-ne, vă așteptăm cu pacea rusească aici. N-au reușit. A fost și el prins și sancționat. Au încercat cu Iurii Roșca, unul dintre cele mai umile slugi lui Putin în Republica Moldova, care a spus, atenție, Roșca spunea, să ne rugăm pentru război, nu pentru pace. Să ne rugăm pentru război și să ne rugăm să câștige Putin. N-au reușit. A fost prins și sancționat. Au încercat prin Climenco. Valerii Climenco, consilier municipal din Chișinău, care i-a vândut partidul lui Șor, Ilan Șor, care a participat la furtul miliardului. N-au reușit, a fost prins și sancționat. Iar acum încearcă deja oficial, deschis, prin intermediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Prieteni, să fim foarte vigilenți, să denunțăm absolut fiecare caz de asemenea fel, să intervenim și să explicăm oamenilor că acest lucru înseamnă propagandă, că acest lucru se face intenționat pentru a putea provoca un război în Republica Moldova. Rusia pierde enorm. Rusia mare, care avea pretenția că va distruge americanii, va distruge Europa, va distruge toate țările NATO, se împiedică într-o Ucraina, se împiedică într-un Harkov, într-un Kiev, într-o Odessa și nu poate face față acestui război. Pentru că ucrainenii, într-un mod eroic și patriotic, își apără țara de invazia și de ocupația rusească. Tocmai de asta Putin este în agonie și încearcă să provoace absolut orice destabilizare în jurul său pentru ca acest conflict să se extindă cât mai mult. Ar vrea ei foarte mult ca și în Republica Moldova să înceapă tot soiul de tulburări, să ne luăm la harță între noi, să ne batem pe criterii de limbă vorbită sau de etnie. Nu trebuie să le permitem acest lucru. Trăim aici de ani de zile împreună, ne înțelegem foarte bine, iar dacă avem anumite disensiuni, le putem rezolva pe cale diplomatică, pe calea argumentului, a dezbaterilor,
a manifestațiilor și a proceselor electorale democratice. Rușii care pledează pentru Rusia au ocazia să aibă partid din Republica Moldova, să participe la alegeri, au presa lor, au asociațiile lor obștești și nimeni absolut nu le îngrădește niciun drept în acest sens. Nu există niciun fel de cazuri de discriminare, bătaie sau batjocură. Există doar sancționarea celor care pledează deschis pentru război. Ori acest lucru este ilegal și se sancționează conform codului penal. Îndemnul la ură și promovarea îndemnului la război se sancționează penal și se va sancționa în continuare. Iar Rusia, prin acest mesaj plasat pe pagina oficială a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, își dă cărțile pe față, își dă arama pe față și demonstrează că în spatele tuturor acestor provocări, în spatele lui Roșca, în spatele lui Climenco, în spatele acelui om de la Bălți care și-a lipit litera Z, în spatele celui de la Găgăuzia care a vorbit și l-a chemat pe Putin să vină să ne libereze cu tancul rusesc, stă de fapt oficial și legal Federația Rusă. Prieteni, fiți vigilenți, nu fiți proști, nu vă lăsați pradă manipulărilor. Dați mai departe acest mesaj, explicați-le oamenilor ce se întâmplă, pentru că Rusia mizează pe dezinformare, manipulare și prostie în masă. Cu cât mai inteligenți, cu cât mai informați suntem, cu atât mai greu îi va fi Rusiei lui Putin să pună stăpânire pe noi. Și nu uitați că pe lângă războiul fizic cu gloanțe, cu tancuri, are loc și un război hibrid, un război informațional, obiectivul cărora este să ne degradeze mental și psihic, astfel încât să cedăm în fața lui Putin sau, și mai rău, să devenim complicii lui. La ora actuală trebuie să fim alături de Ucraina, alături de ucraineni, pentru că ei sunt scutul nostru și ne apără pe toți de invazia rusească. Dacă nu ar fi astăzi Ucraina rezistentă, sănătoasă, puternică, în fața horzilor de ruși care îi atacă, atunci acest război ar fi fost deja aici. Și acest lucru îl știe absolut toată lumea. Îl știu în mod oficial președintele Republicii Moldova. Îl știe Serviciul de Informații și Securitate. Îl știe absolut fiecare ofițer de armată din Republica Moldova. Dumnezeu întotdeauna este de partea binelui. Dumnezeu este întotdeauna de partea celor care promovează pacea. Și întotdeauna cei care seamănă război vor culege moarte. Vor pierde. Pentru că nu poți să faci rău și să minți pe toată lumea la nesfârșit. Zilele regimului lui Putin sunt numărate. Rusia este izolată. Rusia este tăiată de la toate facilitățile și beneficiile lumii cotidiene. Practic, Rusia a alunecat cu peste 30 de ani în urmă, fiind undeva prin secolul 17-18 la nivelul dezvoltării sale economice. Este important să rezistăm în această perioadă, este important să combatem propaganda și manipularea rusească pe care o fac ei acum și să dăm dovadă de inteligență, răbdare și dragoste față de aproapele nostru, dragoste față de refugiații ucraineni, dragoste față de etnicii ruși care sunt principala țintă a manipulării din Republica Moldova. Ei mizează pe etnicii ruși din Moldova că îi vor putea provoca, că îi vor putea manipula, că le vor putea stâlci mințile astfel încât să pornească împotriva noastră și noi împotriva lor și să izbucnească și aici un război. Nu le vom permite. Vă rog să distribuiți acest mesaj, acest apel, acest îndemn cât mai departe și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamne ajută!